Incendiul s-a extins cu rapiditate la cabana din lemn, iar rezultatul muncii în Spania al proprietarilor s-a transformat în scrum, mobilierul și aparatura electrocasnică cumpărate recent nu au mai putut fi salvate. Casa de 50 de metri pătrați, construită integral din lemn, a ars în câteva minute ca o torță. Am văzut focul aici, am mai unei era cablu. Ele. Toată cabana, omul a fost în străinătate, aproape nu făcea aia ce lucruri avea înăuntru. Era drag, toată suprafața asta de pământ era dânsul. Tatăl proprietarilor spune că locuința din lemn nu a luat foc din senin. După ce prin zona au trecut câțiva oameni, incendiul a și izbucnit. Eu asta am fost la ora 3 aici, am tăiat niște pomi și eram la televizor și m-a sunat vecina, a sunat la nașul și a zis, vedeți că a luat cabanul vecinul foc. Un nene zise că a trecut niște țigani pe aici și ar fi aruncat niște chiștoace de alea mici, pomitori. La fața locului au intervenit două autospeciale cu apă și spumă ale pompierilor militari, iar alimentarea cu energie electrică a zonei a fost întreruptă de angajații electrica. Detașamentul de pompieri militari Pitești a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu care a avut loc la o casă de vacanță, o considerăm noi. Când am ajuns, incendiul se manifesta cu putere la nivelul acoperișului, fiind și construit din materiale foarte combustibile, un lemn uscat și probabil și dat cu lac, cu ceva foarte combustibil, oricum. Nu i-am sunat până acum, dar pot să-i spun că aia moare nevastă mea acolo. Aia pică jos, că-i bulavă și cu inima. Păi, că cu dumneavoastră a muncit ani de zile în Spania să facă... 15 ani de zile de când muncești acolo. Dar numai cât a băgat în neagă, cât am refăcut-o. Paguba depășește 20.000 de euro. Proprietarii nu aveau asigurarea obligatorie de 20 de euro pentru o astfel de locuință, dar nici nu vor primi amendă pentru că aceasta intră în vigoare în luna august.